Trimișii speciali ai TVR în Ucraina au ajuns la Irpin, un alt oraș distrus de armata lui Vladimir Putin, aflat în apropiere de capitala Kiev. Și acolo rușii au lăsat în urmă dezastru și vieți distruse. Primarul localității i-a acuzat de masacru. Alex Costache este în direct cu noi prin telefon. Alex, bun găsit! Ce ai găsit în Irpin? Bun găsit! Suntem într-adevăr în Irpin, un orășel la 30 de kilometri de Kiev, unde s-au dat lupte grele de artilerie. Orășelul era foarte cochet și avea o populație de peste 60.000 de locuitori, însă acum este aproape complet distrus. Peste tot sunt clădiri bombardate fără ferestre. Orașul nu mai este funcțional în acest moment. Nu mai are apă, electricitate sau gaz. Oamenii s-au întors la casele lor și încearcă să-și salveze lucrurile sau să facă cât de cât curățenie. Chiar și după ce a început războiul, au rămas aici 4.000 de locuitori care nu au vrut să se evacueze. Orașul a plătit un preț foarte greu în acest război. 300 de civili au fost uciși și 50 de militari ucrainieni și-au pierdut viața aici, potrivit primarului. Rușii au bombardat și distrus orașul, au jefuit locuințele oamenilor și au comis atrocități. Spre exemplu, o tânără gravidă a fost violată de doi soldați ruși și a pierdut sarcina, potrivit lui Anton Gerashenko, un consilier al ministrului de interne. De asemenea, rușii au tras inclusiv asupra civililor care se evacuau și au folosit bombe cu fosfor interzise de convenția de la Geneva, a acuzat primarul de aici din Irpin. Oamenii, vă spuneam, vor acum să reconstruiască orașul, fac curățenie, însă este un peisaj dezolant, apocaliptic, peste tot sunt clădiri bombardate, fără ferestre, fără bucăți din pereți. Așadar, acestea sunt imaginile și informațiile din Irpin.